Bună ziua, bună ziua la toată lumea! Cristos a înviat! Suntem în prima zi de după Paște și fac un vlog frumos, un vlog sincer pentru voi, pentru toată comunitatea noastră de oameni frumoși și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru subținerea canalului la toți oamenii frumoși din comunitatea noastră, Mulțumesc celor care s-au abonat și chiar s-au abonat într-un număr bunicel. Le mulțumesc din suflet și aștept în continuare să mai vie și alții noi abonați. Fie fete, fie băieți. Cu tot dragul și încă o dată vă spun și vă repet. Mulțumesc la toată lumea pentru subținerea canalului, pentru like-uri, pentru mesaje. Chiar toată lumea mi-a adresat mesaje frumoase, foarte frumoase și le mulțumesc din suflet și vreau să ne vedem, să ne auzim și peste ani și ani de zile la fel de frumoși așa cum suntem noi, la fel cu aceleași caractere frumoase cum suntem noi toată comunitatea pentru că așa este normal, așa este co corect. Băi, fraților, nu o să fac o cine știe ce mare poveste, dar am făcut special, fac vlogul ăsta de acum, pentru voi, pentru oamenii frumoși, v-am spus Hristos a înviat și... Abonați-vă într-un număr cât de mare la canalul meu de YouTube. În continuare, voi veni cu alte proiecte noi, cu uh, discuții, cu povești care eu le-am întâmpinat în ordinea interioară, uh, frumoase, sincere, așa cum v-am obișnuit eu de la început, și așa cum sunt eu. Și vreau să fac, uh, așa, o, un băiat, ma cam uh, urecheat. Mă, a fost Paștele, a fost asta. De ce ai trebuit să zici tu ceva? E unul, Vlăceanu a dat-o cu inteligența, cu nu știu ce, că puteam să fiu așa. Omule, eu ți mulțumesc de mesajul care mi l-ai adresat, dar am spus-o, o repet, a nu știu câta oară și ce o zic și ție acum, să înțelegi așa. Nu știu la ce te-ai referit tu în principiu, oricum eu îți mulțumesc și îți doresc multă sănătate și multă sănătate la toată lumea și la oamenii noștri din comunitate. Poate te-ai referit că am perioada asta de câteva luni de zile de nu munce și stau acasă. E, pe acasă stau, îmi fac treburile mele care le am și eu ca fiecare și nu am mai plecat la muncă. Deoarece fac școala de șofer și mă ocup să învăț pentru examen. Dar vreau să repet că am fost am muncit, am fost la muncă. În Italia, e o grămadă vloguri despre mine și despre ce am făcut eu și despre viața mea personală. Am fost la muncă în Italia cu contract de muncă, am fost la muncă în Cehia cu contract de muncă, am fost în Spania cu contract de muncă, am fost în Irlanda și pe unde am mai fost eu, exact cu contract de muncă și chiar m-am ținut de muncă. Și am venit acasă pe 6 decembrie anul trecut, pentru că se apropia sărbătorile de Crăciun și am venit cu gândul ăsta cu, să fac cu școala de șofer, Ca să poți să înțelegi tu, Vlasianule că oricum fratele tot te apreciază și îți dorește multă sănătate. Chiar dacă ai fost un pic, așa să zic, mai răutăcios. Nu mă supăr pe tine, înțeleg. Ai putea să fii și mai explicit ca să înțeleg, putem să și comunicăm dacă vrei, și cei care vor să ia legătura cu mine și să discute, că discut cu foarte multă lume, știți destul de bine eu răspund la mesaje, la telefoane și așa mai departe, dați-mi cerere de prietenie pe Facebook, la Urențiu Mihai, puneți la oraș călărași și mă găsiți uh, imediat. Și eu comunic cu toată lumea, vorbesc cu toată lumea, mă respect cu toată lumea, chiar am nevoie de oameni și de prietenii frumoși și respectuși. Știe destul, știe majoritatea oamenilor, știe de la noi din comunitate, știe că eu nu mai am nicio treabă cu viața infracțională, doar povestesc anumite lucruri, anumite etape din viața mea, din trecutul meu și din ce am întâmpinat eu până ordinea interioară. Așa că eu sunt un băiat cu minte, sunt un băiat liniștit, îmi văd de treaba mea, îmi place viața asta frumoasă. Indiferent că ai sau că n-ai, viața este foarte, foarte frumoasă și e bine, unul din partea mea, eu știu să prețuiesc libertatea, să știu ce e mai bine de făcut cu mine cu situația mea să nu mai dau niciodată conflicte, să mai ajung să fiu închis. Am făcut 23 de ani de pușcherie, nu este o laudă, am tot spus-o, o repet la infinit că sunt foarte mulți băieți, foarte mulți care chiar s-au abonat într-un număr bun în ultima perioadă și le mulțumesc din suflet și doresc să se mai aboneze la canalul meu de YouTube în continuare, fie fete, fie băieți, pentru subținere și pentru a asculta uh, foarte multe povești uh, sincere și adevărate uh, care eu le-am întâmpinat de-a lungul anilor. trecut în detenție. De asta m-am gândit să fac uh, vlogul ăsta pentru voi, să vă salut, să vă doresc numai bine, multă sănătate la toată lumea și în continuare am alte proiecte noi, frumoase. Mulțumesc, băiatului care am făcut podcastul de, de vineri. A fost și a fost, chiar a fost un podcast frumos, minunat. Am observat că v-a plăcut și, în continuare, cu acel băiat, e prietenul meu, voi face și voi realiza. Uh, alte emisiuni uh, la fel de frumoase pentru voi, pentru toată lumea, pentru comunitatea noastră frumoasă. Vreau să fac o referire la. Uh, știți destul de bine, ăsta e un slogan al meu, referire la puștii din ziua de azi. Puștilor stați liniștiți, vedeți-vă de treaba voastră, mergeți la școală, formați-vă o meserie, Vine timpul, vă faceți și o familie, mai înaintați un pic în vârstă și bucurați-vă de viața asta frumoasă, stați alături de familia voastră, ascultați de părinții voștri, că niciun părinte nu vrea răul copilului lui. Așa că luați sfaturile care voi considera și credeți, care eu vi le dau vouă la ăștia de ziua de astăzi și stați liniștiți. Și evitați întotdeauna uh, anturajele nocive, că nu aduce la nimic bun. Chiar la nimic nimic bun nu aduce un anturaj nociv. Și mai ales când te bași și îți promese anumiți prieteni care ei încearcă să te tragă la rău și să te învețe numai de rău și să faci lucruri rute și proaste, evitați-le, uh, discutați-le și cu părinții, cu familia cereți părerea și spuneți despre situația care vă nu vă convine, probabil că la vârstă mai fragedă vă încântă multe și multe lucruri de astea care voi considerați că sunt frumoase. Vor fi ele frumoase, dar aveți și de suferit dacă încercați să faceți infracțiuni. Eu zic, nu faceți infracțiuni, nu vă apucați de alte nebunii care nu și-au rostul, pentru că ajungeți la pușcărie sigur, sigur, foarte sigur. Și nu e deloc bine pentru nimeni să fie arestat, să fie la pușcărie, pentru că e viața foarte, foarte grea acolo. Am spus-o, o mai repet, și tot am evitat în foarte multe vloguri ale mele să spun chiar așa, pe față, anumite lucruri. Dar, referitor la pușcărie, de în ziua de azi, ajungeți la pușcherie, plecați băieți și vă întoarceți fete. Părerea mea este cel mai bine să nu faceți infracțiuni, să fiți cuminți, să vă formați o meserie, să stați alături de familia voastră, să vă bucurați de viața asta frumoasă, că așa e normal. Eu vă doresc o zi minunată la toată lumea, o zi frumoasă și multă, multă, multă sănătate. Ne vedem în curând cu alte vloguri frumoase, cu alte podcasturi la fel de frumoase cum l-am făcut și pe cel de acum două-trei zile. Până data viitoare, fratele vostru vă salută cu tot dragul, pe toată comunitatea, pe toți prietenii noștri din comunitate, că suntem, chiar suntem niște oameni minunați, suntem niște oameni respectoși și. Uh, Știți destul de bine comunic și iau de bun. Și ce dați voi în mesaje sau ce mai discut cu alte persoane. M-am găsit și cu lume personal față în față. Am stat, am la un suc, la o cafea, am râs, am discutat, am făcut poze. Și chiar țin cont de părerile voastre când eu văd că aveți niște păreri și niște idei frumoase și bune, care și mie îmi sunt favorabile cu toate că am experimentat viața asta grea și am trecut prin multe greutăți ale vieții de-a lungul timpului, dar îmi face plăcerea că e ca un sprijin, ca o susținere pentru mine mesajele voastre frumoase și gândurile voastre bune care mi le adresați mie. Așa și eu vă doresc multă, multă sănătate. Șacalii sunt în cei mai tari. Forța numărul 1 și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur șacalul vă aștept cu mare drag într-un număr foarte mare și cu povești frumoase, sincere și adevărate așa cum eu v-am obișnuit întotdeauna o zi frumoasă și să ne auzim cu bine și cu drag în continuare v-am spus, am proiecte noi, le voi pune în aplicare și va fi frumos și cu siguranță vă va place zi bună la toată lumea, șacalii, țineți aproape forța șacalii, vă pop!